rocile iubirii. În emisia live de ieri, Alex și Raluca au avut parte de bucurie pentru că au discutat cu cei dragi de acasă. Bună ziua! Bună, mamă! Mi-era cât pe ce să pun o întrebare astăzi? Cât pe ce? Super de emoționată! Nu fi, să rămână, te pup, mamă! Spuneți-mi, cum vi se pare Raluca? Cum să-mi pare mie Raluca? Raluca este o femeie, cum a zis și Alexandru, este femeie cu picioarele pe pământ. Mă bucur că nu v-a deranjat că sunt o persoană care necesită mai mult timp și... Absolut nu, Raluca. Eu am pus și la doamna prezentatoare. Ești o femeie, o fată la 20 de ani, cum m-am măritat eu la 23 de ani și bine că analizez. Dar sper să analizez, zic eu, până la capăt bine. Bine a venit în familia mea, zic eu așa, dar... Bine a venit în familia mea, zic eu așa, dar... Gata, o simțiți? Da, oficial încă nu e în familie, o să mai vedem. Ei sunt într-o cunoaștere prelungită. Așa, o familie de prieteni, nu numai decât o familie soț și soție. Cu sfaturi bune primite, Alex era atât de fericit și împărtășea lui Cosmin povestea lui de viață. Gândește că mama mea e cam 80% din caracterul Ralugei. Da. Mama e femeie rece la început, nu se aruncă cu capul înainte, ia deciziile foarte și foarte tăioasă. Adică nu o să o vezi niciodată să se lasă capul jos, niciodată. Și... Gen cum e mama așa. Da. Gen ce spune în față direct, nu o interesează. Deci te super, te super. Bine, îmi spune în față, spune adevărul. Da, bineînțeles. Și are momentele alea când... Dacă nu-i place ceva, pur și simplu îți spune. Nu stă să se ascundă nimic. Și calculează fiecare cuvânt pe care îl uite și chestia asta cu familia. Calculează fiecare lucru pe care îl spune. Adică, cum am înțeles mai devreme, că a întors-o. A zis, o familie poate să fie și de prieteni. Nu știu, am o relație foarte apropiată cu mama, având în vedere că eram mic, aveam 10 ani când am plecat. 10-11 ani, mai știu, când am plecat. Oarecum ne-a legat mai mult chestia asta. Distanță. Da, distanțele legam mult mai mult. Și am ajuns să... Vorbeți, nu? Vorbeți. Da, bine, când am plecat ea și eram eu mic, nu vorbeam în fiecare zi, îți dai seama. În relațiile pe care le-am avut, au fost momente, da, când i-am zis, dă-și mie un sfat. Și mi-a zis, păi nu pot să zic eu ce să faci. Tu știi ce simți, fă ceea ce simți tu, eu singurul sfat pe care pot să-l dau, încearcă să fii fericit și atât. Mm-hmm. Asta e și acum, el știe cel mai bine. Acum și cu Raluca trebuie să mai lași ori din muzică, ori din training. Nu glumesc. Cu Raluca, dacă o să ies... Adică stai timp de tot. Cu Raluca, dacă o să fiu cu ea, am și zis, îmi pun cariera muzicală pe pauză. Și că nu i-am zis ei lucrul ăsta și nu vreau să-i zic chestia asta. Dacă... Păi da, dar ea poate... Adică ei poate îi place, poate și-ar dori să... Ei vrea să întoarcă în Anglia. Și eu o să urmez dacă vrea să facă lucrul ăsta. Păi și de acolo n-ai putea? Ba da, pot să produc melodii online de acolo. Dacă te încurajez să continui. Vreau să continui, dar vreau să o susțin pe ea. Știi care e chestia? E chestia că eu fac trading. Și ca să fac trading pot să stau acasă. Da. În fața unui laptop, atât. Oriunde pot să mă duc. Și aici, dacă aș avea un laptop, aș face trading. Adică nu trebuie să... Nu e ceva unde să stau anume. Și am zis, dacă e să am o relație cu Raluca, cu siguranță să-mi pun cariera muzicală pe pauză, să fiu lângă ea, să... Știi cum e chestia? Vreau să-mi fac o familie. Și n-am cum să fac să lucrez la cariera muzicală și la familie. Și pentru mine cariera muzicală nu e mai important decât familia. Și de-aia zic, vreau o familie, vreau să pun bazele unei familii, să știu că nu o să lipsească nimic familiei mele și după aia, da, asta în cazul în care este aici, cu Raluca. Sau, da. Nu. Dacă e să fie ok, o să fac și muzică. Dacă e să nu ies cu Raluca de aici, o să mă axez doar pe cariera muzicală, atât, doar pe cariera muzicală. Nu o să mă interesez de relație. Dar ți-a apropiat mult tare de tot. Dar nu mi-am dat seama că m-am apropiat, crede-mă. Ce? Nu mi-am dat seama. Da, nu mi-am dat seama că... Când m-am apropiat așa de mult. Nu știu, că... Mi se pare că a trecut o lună. Dar mi se pare că parcă de câteva zile, uneori, am momente de astea. Mi se pare că e din an. Nu știu, am momente în care mi se pare că sunt de câteva zile aici. Da, și eu simt că ne-am apropiat.
și asta îi spuneam și ei odată, că o simt mult mai apropiată față de mine și zi, și modul în care mă îmbrățișez acum este total diferit față de cum o făceai înainte. Că simt. Se vede, Alex, uite, adică sunteți la câteva zile distanță când ziceai că pentru mine o cunoaștere nu înseamnă... Adică, nu, cum ziceai, că... Stai, mă, cum ai zis? A zis că eu mă compor ca și cum aș fi într-o relație. Da, fără sărutat, știi? Exact. Adică câteva zile, știi, și v-ați apropiat foarte mult. Foarte mult. Da, ne-am apropiat, chiar ne-am apropiat mult. Și nu-mi displace chestia asta, dar vreau să mă grăbesc. Crede-mă, dacă ieri parcă a fost, îmi doream atât de mult să o sărut, mă duceam de tot spre ea. Dar nu vreau să mă grăbesc, pentru că nu vreau să mă grăbesc pentru ea. Că eu aș simți și acum să o sărut. Dar nu vreau să mă grăbesc pentru ea, pentru că nu, unul la mână, nu vreau să o pun într-o situație inconfortabilă și doi la mână, n-aș putea niciodată ca să, de dragul meu, să mă formăm un cuplu. Niciodată, că nu e genul de femeie. Dar vreau să am o relație, să plec cu o relație de, dacă e să plec cu o relație de ei, să plec cu o relație stabilă oarecum. Capricile iubirii. Da, e așa, bă, te bucuri când auzi lucrurile astea spuse? Bine, le și știu, adică noi chiar vorbim destul de mult și vorbim orice, nu mă surprinde discuția pe care a avut-o cu Cosmin. Dar știi că a zis că pentru tine ar fi în stare să renunțe la muzică, doar da, să te susțină pe tine. În legătură cu subiectul ăsta, da, am rămas surprinsă. Nu mi-ar plăcea să renunțe la nimic din ce îl reprezintă pe el ca om. Cu siguranță, dacă ar fi să avem o relație, le poate face pe ambele. Da, dar familia pentru mine este mai importantă. Da, dar din punctul meu de vedere, în viață nu trebuie să renunțăm la pasiuni, mai ales pasiuni din care am putea să trăim. Eu m-aș vedea manager sau șofer, adică n-am o problemă, îmi place să și conduc. Nu, cu siguranță, dacă o să fie bine între noi, l-aș încuraja și l-aș susține tot ce face. Mulțumesc. Ar putea chiar să te managerieze? Da. Da, ar fi un tour manager foarte bun. Da. Da. Vedeți, puteți să vă împletiți cumva activitățile, adică... Cu siguranță. Și chiar cumva e mai bine, știți că banii toți vin în casă. Da, mereu gândesc business. Da. Da, tu ești un pic mai business așa croită, el e mai artist, mai poiat așa. Da, nu, combinația perfectă. Da, combinația perfectă. Da, eu am lucrat în evenimente, am lucrat la o firmă de management și impresariat artistic, știu ce presupune și de o parte și de cealaltă și chiar e combinația perfectă pentru o carieră. Da, de sper. Da. Bine. O să vă las să vedem ce o să se întâmple, că altceva n-avem de făcut. Vă doresc baftă multă. Mulțumim mult. Bun. Ne oprim aici deocamdată cu lucrurile acestea, dar după pauză discutăm cu